Azi e Sfântul Andrei, unul dintre cei mai importanți sfinți și o zi specială pentru cei și cele care îi poartă numele. Aproximativ 960.000 de români se numesc Andrei sau Andreea. În plus, această sărbătoare marchează debutul sărbătorilor de iarnă. Și cum stăm destul de bine la capitolul tradiții și superstiții, nici sărbătoarea Sfântului Andrei nu trece fără a fi practicate multe dintre ele. Considerată o mare sărbătoare în lumea satului, ziua Sfântului Andrei abundă de vechi credințe, obiceiuri și tradiții. Unele s-au păstrat până astăzi, fiind preluate de societatea contemporană, altele s-au pierdut în negura timpului. În calendarul popular, sărbătoarea este percepută ca un prag de trecere și marchează începutul anotimpului rece. De aici și sintagma Andrei Cap de Iarnă. În unele zone, gospodinele atârnă cu nume de usturoi, ori ung porțile, ușile și geamurile, dar și cotețele animalelor cu usturoi zdrobit pentru a preveni pătrunderea duhurilor rele. Ai bălea cu usturoiul, tineretul trebuia să-l păzească. Și în Moldova de Sud, e vorba de județele Vaslui, de județul Galați, se păzește usturoiul de către fete și feciori care se strâng în taină. Să nu uităm, suntem în postul Crăciunului, când nu sunt permise reuniunile, dansul și alte distracții. Se spune că fetele își pot visa ursitul și vor putea beneficia de această dezvăluire numai dacă dormi pe 41 de boabe de grâu. În noaptea de Sfântul Andrei, hotarul dintre cele văzute și cele nevăzute dispare, iar momentul este propice pentru unele practici de prospectare a viitorului. De aceea, oamenii aduc în casă crenguțe de vișin, le pun în apă și, dacă înfloresc până la Crăciun, vor avea un an bogat. Un alt mijloc este semănarea de grâu în mici vase sau folosirea 12 cepe lăsate în pod până la Crăciun. Cele stricate sunt semn de lună ploioasă. Cele încolțite sunt semn de bogăție. Se pune grâul la încolțit ca omul să-și vadă norocul și cu propria sa mână, de regulă cu mâna dreaptă, pune peste puțin pământ boabele de grâu și așteptăm să vedem cum crește. Așa va crește și șansa noastră și norocul nostru. Sfântul Andrei este considerat de marinarii și pescarii greci drept ocrotitorul lor, iar în credințele populare ale românilor se spune că ar fi protectorul lupilor. Tocmai de aceea, în această zi, este bine ca gospodarii să nu lucreze pentru ca lupii să nu dea iama printre vite. Aproximativ 960.000 de persoane care poartă numele de Andrei sau Andreea își serbează ziua. Numele Andrei derivă din grecescul Andreas, care înseamnă viteaz bărbătesc. Sunt peste 528.000 de bărbați cu numele de Andrei sau derivate ale numelui și peste 430.000 de femei cu numele de Andreea sau derivate.